inarabil o puță asfalt. Oameni, rup mașinile, domnule, fac Italia, Germania cu mașina asta. Deci eu fac drumul ăsta zilnic. Dar uitați să vreau spun. Rup mașina în două. Bun găsit, dragi prieteni, iată-ne din nou la locul faptului, ca să spun așa. Am revenit după 4 luni pe centura ocolitoare a Romanului, vorbim de artera ocolitoare Roman-Est, așa cum este cunoscută de către cei care locuiesc în zonă, de către cei care parcurg acest traseu în fiecare zi, de către conducătorii auto. Am fost la sfârșitul lunii mai, iunie, ultima dată. Drumul arăta, așa cum vi l-am prezentat la vremea respectivă, reportajul emis pe Roman TV arăta groaznic. Să știți că acum, la 4 luni după, arată la fel de groaznic, dacă nu cumva și mai rău. Este plin de cratere, chiar mai multe cratere decât acum 4 luni și mă așteptam că de fapt a fost una dintre chestiunile pe care am vrut să le verificăm, și anume să vedem dacă primăria a investit, așa cum spunea astăvară, vreun leu în această centură, să investească până la finalul procesului, pentru că povestea este destul de amplă, o să o dezvoltăm pentru că avem la dispoziție o oră, însă avem niște surprize pentru noastră, în sensul că avem niște documente pe care o să vi le prezentăm în exclusivitate și, așa cum ați văzut și în imaginile pe care le-am filmat, am încercat să vedem câți centimetri are stratul de asfalt, de exemplu. Nu reușim să săpăm mai jos pentru că nu avem uneltele necesare, însă haideți să vă spun ca idee ce ar trebui să se afle sub mine, sub acest asfalt, sub noi. Ar trebui să se afle, sub mașinile care trec pe aici, mașini de tonaj greu, bineînțeles, ar trebui să afle o folie geotextilă. Este stratul de jos, conform caietului de sarcini și documentelor pe care le deține proiectului. Ar trebui să afle 30 de centimetri peste acea geotextilă, 30 de centimetri de balast. 30 de centimetri de balast, vorbim de o palmă și, da? Peste acel balast ar trebui să se mai afle 8 centimetri de piatră concasată. 8 cm de piatră concasată. Peste acea piatră concasată ar trebui să afle un strat de 6 cm de asfalt, după care să vină un strat de 4 cm de asfalt, așa zis un strat de uzură. Dacă socotim, avem așa, 30 de cm, da, balast, 8 cm piatra concasată, 38, plus încă 10 de asfalt. Deci 48 de cm. Deci undeva cam așa ar trebui să fie munca celor care au lucrat la această variantă ocolitoare. Repet, nu avem uneltele necesare și nici atribuții în acest sens, pentru că s-ar putea cineva să se supere pe noi. Știți cum e, când vrei să afli adevărul și unii nu doresc acest lucru, ar putea să-ți caute nod în papură să-ți facă probleme. Drept pentru care, să știți că îmi pun serios întrebarea de ce nimeni nu a mișcat niciun deget până în acest moment. Dar despre toate aceste aspecte o să discutăm în curând în platoul Roman TV, unde, când o să vă prezentăm documente, cum vă spuneam, documente din acest proiect, stadiul în care se află procesul, pentru că primăria Roman a acționat în judecată firma Imrom, cea care a executat această lucrare, și subcontractorul Darkons SRL, tot ambele firme din Roman, și o să vă prezentăm, zic eu, niște elemente foarte interesante care ar trebui să ne dea de gândit. În timp ce oamenii înjură, așa cum ați văzut, înjură, sunt supărați că strică mașinile, că nimeni nu se implică, alții au făcut foarte mulți bani, iar și alții, și mă refer aici la autorități, parcă nu au așa, cum să vă zic eu, chemarea aia pentru a face o anchetă. Discutam și astă vară. Aveam informații la vremea respectivă că ar fi fost deschis un dosar. Se pare că nu e chiar așa, sau dacă o fi, poate uitat pe undeva prin sertarele cine știe cărui procuror, dar poate ne înșelăm, să dea Dumnezeu. Însă să știți că lucrurile sunt explicabile într-un fel, apropo de calitatea asta proastă a asfaltului, iar faptul că acum s-a dispus și se efectuează un studiu geotehnic care ar trebui să stabilească dacă nu cumva terenul ar fi avut o mare problemă, așa cum am înțeles că invocă constructorul, eu cred că nu înseamnă decât tragere de timp.
părerea mea personală este că aici nu au fost probleme cu terenul, nu sunt alunecări de teren, nu se mișcă terenul sub nicio formă și chiar dacă ar fi așa, tot există o vină a celor care au făcut, care au proiectat și au executat această lucrare pentru că trebuiau să facă niște studii înainte de a face drumul ăsta, să facă studii geotehnice, ceea ce nu s-a întâmplat, sau s-a întâmplat, poate au făcut studii, dar din care, de care știu numai dânsii, însă cert este că la cum arată, și l-ați văzut cum arată, aici în zona est, de est, nord-est a Romanului, drumul ăsta, părerea mea este că nici asfaltul, așa cum ați văzut, și o să vi-l mai arăt odată, bănuiesc eu că este stratul ăsta, sau sunt cele două straturi, 5, 6, 7 cm, nu mai mult, în condițiile în care ar trebui să aibă 10 cm. Dar noi nu facem altceva ca jurnaliști decât să vă prezentăm aceste date și așteptăm, nu? Sperăm ca cineva să se autosesizeze, să vină, să preleveze probe de la fața locului, de asfalt, să vedem dacă rețeta asfaltului a fost cea care e în caietul de sarcini, în proiect, să vedem dacă există piatra concasată, să vedem dacă există balastul, să vedem dacă există geotextila, nu? Acel material geotextil, zic geotextila apropo de bancul cu textila, da? Deci, material geotextil, cum spuneam, balast 30 de cm, 8 cm de piatră concasată, 6 cm de asfalt, plus încă 4 cm de asfalt de uzură. Deci 10 cm de asfalt ar trebui să avem aici. Eu am încercat să merg cumva mai jos cu săpaturi, dar să știți că nu am identificat cel puțin piatra concasată. Poate o fi undeva mai jos, piatră concasată și tasată, cred eu. Dar vedeți cum arată drumul, în toată splendoarea lui, este doar o porțiune și nu numai aici unde s-a spart efectiv, vedeți cum este în valuri. De regulă, în astfel de situații, aceste valuri apar atunci când nu pregătești terenul cum trebuie înainte de a-l asfalta. Când vii și pui, de exemplu, nu știu dacă e cazul aici, dar vii și pui asfalt direct pe pământ, pe teren arabil, pentru că să știți că aici a fost teren arabil. Nu a fost un drum, a fost teren arabil, deci lucrarea a început, să spunem, de la zero. Licitația a pornit de la o anumită sumă, valoarea estimată a fost una, dar s-a licitat cu o altă. Așa acolo e o ciudățenie pe care nu mi-o explic, dar toate aceste aspecte vi le prezentăm în când ne revedem în studioul Roman TV. Vă place? Da. Nici un an de noță. Așa e. Teren arabil o pus asfalt. Cum e? Oameni, rup mașinile, domnule! Fac Italia, Germania cu mașina asta. Deci eu fac drumul ăsta zilnic. Dar uitați-o jos cum e. Rup mașina în două. În vara asta au făcut ceva? Au pus asfalt ceva? Piața e frumoasă. Paga e mare. România, te iubesc. Zi bună. Dar o rupi în două, n-ai până să o mai dai. Dacă te duci pe interzis, îți dai amendă. Dacă îți vii pe aici, mașina. Dacă îți vii pe aici, arunc mașina, dar n-ai până zi prin altă parte. Pur și simplu, n-ai până să vii, dar o rupi în două. Știți cum este? Când a fost o gaură mică aici, atunci trebuia pus un petic. Ia-mi înainte. Sănătate, zi bună. Da, iată-ne în studio, doamnelor și domnilor, ne-am dat întâlnire, nu? Am promis că ne întâlnim în studio Roman TV după ce am fost pe teren și am făcut acest lucru, bineînțeles, pentru că noi ne ținem de cuvânt, nu-i așa? Ceea ce am promis am făcut, vorba politicienilor care sunt acum parte dintre ei în campanie electorală. Da, doamnelor și domnilor, am reluat un subiect, zic eu, care este de actualitate și de interes major pentru comunitatea romașcană și nu numai. Mă refer și la cei care tranzidează orașul roman și în special la conducătorii auto de vehicule grele. Pentru că vom discuta despre artera ocolitoare roman. Est sau roman, nord-est, cum vreți să-i spuneți noastră, folosită, bineînțeles, așa cum spune și numele, de către vehiculele cu tonaj greu, care nu mai au voie să circule prin oraș, din momentul în care această centură a fost dată în folosință, respectiv în anul 2016, pentru că era o problemă, ce-i drept, o problemă cu care se confruntau foarte mulți romașcani din cauza traficului greu, o problemă care a fost rezolvată și îmbucurător acest lucru, numai că întrebarea este, și vedem cu toții, cum a fost rezolvată. A fost rezolvată cu foarte mulți bani și cu o lucrare de proastă calitate sau poate au fost alte influențele
să zicem, influențele terenului, deși eu mă îndoiesc că vina a ceea ce s-a întâmplat acolo este a terenului care ar avea probleme, în sensul că nu este stabilizat și tocmai de aceea asfaltul sau drumul s-a transformat într-unul cu denivelări și nu puține, multe și destul de evidente. Ei bine, noi am fost acolo, doamnă și domnul, cum bine știți, în luna iunie, mai exact la sfârșitul lunii iunie, când am făcut o filmare la fața locului, am văzut cum stau lucrurile în sensul că asfaltul se exfoliază, am văzut niște gropi pe care le întâlnești, zic eu, destul de greu în alte părți, dar mai ales la un drum care a fost dat în folosință în urmă cu 3 ani. Pentru că, da, așa este, acea centură ocolitoare a fost dată în folosință în anul 2016, mă scuzați, în luna mai, adică foarte aproape de alegerile locale din 2016, și cel care a făcut declarațiile la inaugurare a fost domnul primar din acea vreme, Laurențiu Dan, Laurențiu Leoreanu, secundat de viceprimarul, actual primar, Lucian Micu. Cei doi au fost la fața locului, bineînțeles, și au povestit, s-au bucurat împreună cu romașcanii, au declarat au încercat să le arate celor care urmau să-i voteze, zic eu, că mai merită un mandat domnul Leoreanu. A fost o chestie de strategie electorală, dar na, el era primar în exercițiu și a fost o întâmplare, nu-i așa, o coincidență că lucrarea a fost finalizată chiar cu o lună înainte de alegerile locale. Bun, n-ar fi fost asta o mare problemă. Problema este că imediat după, la puțin timp, acea centură ocolitoare care are o lungime de 4,7 km, au fost două tronsoane, a mai fost un tronson de 2,4, dacă nu mă înșel, ăla nu este cu probleme, să știți. Problemele foarte mari au apărut la acest tronson care pleacă din drumul județean 207A și se termină la Dedeman în drumul DN2 E85. Sunt 4,7 km de drum, 4,7 km de drum pentru care s-a cheltuit o sumă exorbitantă din punctul meu de vedere, undeva la 6,3 milioane de lei cu TVA sau 5,4 milioane de lei fără TVA. Bani publici, bani de la bugetul de stat. Și mă gândeam că în timpul ăsta în care noi am discutat, am făcut această, să zicem, această introducere, mă gândeam la câte mașini și-au mai rupt, au rămas fără o bucșă, fără vreo planetară sau mai știu alte pățanii de genul ăsta, pentru că oamenii, să știți, că sunt foarte supărați. Și chiar discutam cu cineva care spunea, domnule, cu mașina asta merg în Germania, așa cum îți văd și noastră, merg în Germania și nu putem să o luăm prin altă parte pentru că este interzis prin altă zonă, că vom fi amendați fiind mașină de tonaj greu, așa că suntem obligați să circulăm pe acest drum, să facem slalom, că nici nu ai pe unde să faci slalom, pentru că, să știți, sunt anumite zone unde zici că este drum arabil, pentru că acolo, într-adevăr, a fost teren arabil, drum arabil, drum de țară, dar drumurile de țară sunt bune. Acolo a fost un teren arabil. Locul a fost ales, probabil că proiectanții au decis că așa este mai bine, deși m-am uitat eu pe hartă, ziceam că și alt traseu ar fi fost mai ok, dar poate erau oameni care aveau terenul și nu le-ar fi cedat pentru a fi construit această rută ocolitoare, pentru că dacă vă uitați pe hartă o să vedeți că avem o latură așa, unghi drept și o altă două catete și o ipotenuză dacă am fi folosit-o. Dar este o altă discuție, asta a stabilit proiectantul, asta au făcut. Acolo a fost teren arabil. În mod normal, pe un teren arabil, când începi să construiești un drum, trebuie să respecti niște reguli. În primul rând, respecti regulile proiectantului, pentru că proiectantul ia în considerare, în primul rând, structura solului, structura terenului și el știe ce are de făcut. Dacă vii și pui pe un teren pe pământ, arunci cu asfalt sau nu pregătești terenul cum trebuie, să știți că apar probleme. Nu spun musai că pe ruta ocolitoare asta a fost cauza, dar este una dintre variantele de luat în calcul, pentru că, așa cum se vede, acele denivelări par a fi cauzate, zic eu, de nepregătirea temeinică a terenului. Și am ținut neapărat să reluăm acest subiect, pentru că am intrat în posesia unor documente extrem de interesante, niște documente care arată cum ar fi trebuit să fie făcută această lucrare. Ăsta este cel mai important lucru și o să vă spun și de ce am niște mari semne de întrebare privind acest proiect care
ar fi investigat, spun unii, bar nu ar fi investigat de către autorități. Eu zic că ar trebui ca autoritățile să se miște foarte repede. Noi nu putem să facem. Presa nu are această datorie de a sesiza autoritățile. Autoritățile ar trebui să se autosesizeze în urma materialelor pe care jurnaliștii le realizează. Și începem cu acest document care zic eu că este crucial. Este un document extraordinar de important pentru că arată, avem un profil transversal al acestui drum care ar fi trebuit să fie realizat normal după o anumită direcție dată de către proiectant. Și cum vă spuneam și la fața locului, să știți că avem și documente în acest sens. Tronsonul ăla este în proiect, este denumit sector 3. Deci avem așa în profilul ăsta transversal. Reiese că ar trebui să fie un... Și o să vă arăt și documentul, care este, v-am spus, este oficial, deci nu e asta o problemă. Colegii mei o să reușească să vi-l arate, să vedeți în toată splendoarea sa. Deci drumul ăsta ar fi trebuit să aibă așa, până se ajungă la ultimul strat de asfalt. Ar trebui să aibă material geotextil. Deci prima porțiune este materialul geotextil, cred că ar trebui să fie acolo unde este în proiectul, în fișa pe care noastră o vedeți acum, unde este linia întreruptă. Peste acest material geotextil urmează un strat de fundație din balast cu o înălțime de grosime de 30 de centimetri. La fel aici este stratul la care este mai gros, evidențiat cu niște punctulețe negre. După care ar trebui să fie un strat de bază superior AB1 de 8 cm. Ce înseamnă asta? Înseamnă un strat din piatră concasată cu diametru mai mare de 4-5 mm. Îl avem evidențiat aici în dubla linie cu liniuțe verticale. Și urmează un strat de binder BAD 25 în grosime de 6 cm. Este primul strat de asfalt, să știți, un asfalt pe care l-avem evidențiat în schiță între cele două linii, dar cu deasupra liniei, sub linia îngroșată. Deci ar trebui să fie undeva la 6 cm grosimea acestui strat și, bineînțeles, stratul de uzură din asfalt BA16 în grosime de 4 cm. Deci dacă, cum vă spuneam și la fața locului, dacă e să adunăm aceste date, înseamnă că până la a pune ultimul strat de uzură ar fi trebuit să avem 38-44 de centimetri, undeva cam așa ar fi trebuit să fie, să însemne numai pregătirea terenului. Bine, hai să dăm jos și cei 6 cm de asfalt, undeva, deci 38 de centimetri, vorbim de stratul de fundație din balast și stratul de bază. Acum nu știu ce să zic, că nu am prelevat noi probe. Nu ăsta este rolul presei, să preleveze probe. Deși am fost acolo și am văzut la fața lui, v-am arătat, am folosit un levier și am scos, se exfoliază, asta e crăpat, e... nu știu, este de proastă calitate, nu mă pricep, ceva s-a întâmplat și asfaltul și terenul este pregătit, pentru că ați văzut cu levierul stăciți că n-am îndrăznit în anumite porțiuni unde erau bucăți mai mari, deși dacă n-am fi străduit, am fi reușit, n-am îndrăznit să scoatem calote mai mari, pentru că, sincer, am fi contribuit la degradarea acestui drum și, sincer, nu asta ne dorim. Noi nu am vrut altceva decât să vă arătăm cam ce ar trebui să aibă acest teren, acest drum și ce am găsit acolo. Nu știu, noi am scos niște bucăți de asfalt și am constatat că grosimea oscila între 4-5 cm și 6-7. Am văzut și niște bucăți mai groase, ci drept, dar bucățile mai groase erau undeva pe lateral, acolo unde s-a adâncit asfaltul sub greutatea roților, utilajelor, semn că e posibil să se fie adunat acolo, dar o anchetă nu se face așa și vă explic imediat. Însă, e posibil, nu contestăm acest lucru, ceea ce am măsurat noi să fie ultimul strat, stratul de uzură. Să fi fost și de 6, și de 7, eu știu, să fi pus mai mult, nu zic, ba. Dar avem acest drept să ne punem niște semne de întrebare și să ne întrebăm dacă nu cumva ăla este tot stratul de asfalt. Avem dreptul să ne întrebăm dacă nu cumva substratul ăla de asfalt nu avem piatra concasată, pentru că sunt anumite zone unde am văzut într-adevăr piatra concasată, dar sunt zone unde
ridicând acele, și ați văzut și noastră în imagini, ridicând acele bucăți de asfalt care se exfoliază, nu am văzut sub el piatra concasată. Lipsește piatra concasată. Nu știm dacă există stratul ăla de balast, din balast de 30 de centimetri. Ei, toate aceste, la aceste întrebări, răspunsuri ar trebui să ofere autoritățile. Poate se uită cineva de peste drum, de la noi, de la poliție, să se autosesizeze și salutăm cu această ocazie. Este simplu, să știți, stimați domni, care conduceți poliția roman, poliția economică, puteți să sesizați și Piatra Neamțul, județul, să vină de la cineva de la Inspectoratul Județean de Poliție să demareze o anchetă oficială, că noi nu putem să facem anchete penale, să tragem la răspundere din punct de vedere penal. Noi nu putem decât, repet, să le arătăm oamenilor niște lucruri. Iar drumul ăla arată într-un hal fără de hal, iar cei care ar putea să facă ceva, asta este părerea mea, nu fac absolut nimic. Pentru că o expertiză adevărată, și o să vorbim și de procesul care este pe rol, o expertiză adevărată este făcută de un expert. Sunt prelevate probe cu niște instrumente speciale, ustensile speciale. Se merge în mai multe zone și în special în zonele afectate. Iau așa la mod aleator 7, 8, 9, 10, 15 puncte, cu cât mai multe cu atât mai bine. Se sapă, se scot niște calote și se analizează. Și ia să vedem. Aici avem stratul de balast. Avem stratul de bază superioară, acea piatră concasată. Avem stratul de binder de 6 cm, avem stratul de 4 cm. Nu este absolut deloc complicat. Absolut deloc. Și dacă, din punctul meu de vedere, dacă ar face acest lucru, eu, unul ca cetățean al acestei țări, aș fi foarte liniștit. Dacă ar spune, da, domne, avem 30 de centimetri, că pentru că de aici ar fi trebuit să plece ancheta, domnilor și domnilor. De asta am eu o senzație că cineva trage niște sfori, iar sforile sunt trase în favoarea cuiva. S-a pus batista pe țambal ca cei care trebuie să răspundă, și nu sunt deloc puțin, să știți, o să ajungem și la cei care ar trebui să răspundă pentru asta. Deci cineva încearcă să scoată bazma curată, iar poporul plătitor de taxe și impozite să fie încă o dată fraierit. De cine? De ei șmecherii. Pentru că dacă nu avem o astfel de anchetă, astfel de probe de care am pomenit, repet, simple, trec oamenii pe acolo, conducători auto, zilnic, și astăzi am fost, cum bine ați văzut, drumul este foarte circulat. Cu greu am reușit să ne facem treaba, să filmăm, să reușim să facem, să vă prezentăm anumite aspecte. Dar oamenii sunt foarte nemulțumiți. Chiar așa luăm pe toți de proști, suntem toți niște fraieri în țara asta și unii sunt atât de șmecheri încât nu-i mai atinge nimeni. E atât de greu să demareze cineva o anchetă penală. Că eu știam că există, dar informațiile, ultimele informații pe care le-am, parcă ar spune că nu. Sau dacă o fi fost clasată, nu știu. Dar, repet, e atât de greu să prelevăm niște probe și să vedem înainte de a ajunge la procesul civil. Și să vedem că și ăla e bun, dar știți cum e, penalul ține loc de civil, da? Ar fi trebuit să meargă pe penal, asta este părerea mea. Plângere penală, și o să vezi că primăria n-a făcut plângere penală. Trebuia făcută plângere penală, nu știu, pentru... Se găseau niște fapte care să fie invocate, să deschidă un dosar penal, să ceară expertiză și lucrurile pe care vi le-am spus. Deci în momentul în care ar fi fost un rezultat clar, iar să știți că, de exemplu, la compoziția asfaltului, mixturii asfaltice, avem laboratoare foarte bune și nu de laboratoare Moldova, ca să nu existe discuții, sunt e la Sibiu un laborator foarte bun al unui privat care îți face niște analize de stămâța în coadă. Deci, hai să luăm 10, 15, 20 de prelevăm de probe de pe acel drum și să vedem, domnule, dacă am avut acolo toate straturile astea pe care le-am pomenit. Noastră, ce ziceți? Mi-a fost greu, vă spun sincer că am avut și lopata cu mine, dar mi-a fost greu să nu știam unde să încerc să dau de materialul geotextil. Pentru că, da, v-am arătat, trebuie să fie material geotextil acolo. Trebuie să fie 30 de centimetri de balast, deci cam așa, nu? Să mai avem vreo 6 cm, 8 cm de piatră concasată și așa mai departe. Or fi toate astea acolo sau nu? Ei, numai o expertiză de genul ăsta. Nu știu dacă în procesul civil a fost dispusă și o astfel de expertiză. În procesul civil este o expertiză cu siguranță geotehnică, pentru că am înțeles că firma care a construit acolo Imromu,
și subcontractorul său, Darkons, ar fi solicitat o astfel de expertiză, dând și invocând că ar fi probleme cu stabilitatea terenului în zona respectivă. Este o chestiune de care eu, sincer, vă spun, mă îndoiesc. Și mă gândesc dacă nu cumva se trage de timp și de ce se trage de timp dacă se trage de timp. Bun, haideți să vă spun acum cum s-a ajuns sau de ce e posibil să fie ajuns în această situație. Repet, vorbim de o investiție din bani de la buget, o investiție care a avut la bază o licitație. Licitație organizată în anul 2013 cu siguranță și tot atunci a fost și atribuită firmei Inrom S.A. din Roman și bineînțeles subcontractorului Darkons, SRL tot din Roman. Ce mă miră pe mine? A mai fost o firmă care a ofertat această lucrare, dar n-a mai intrat în ultima fază, a fost descalificată. Deci a fost singura ofertă, a fost a celor de la Inrom Darkons. Problema este, zic eu, foarte gravă și vă spun și de ce, din punctul meu de vedere. Pe valoarea estimată acestui contract a fost de 7,4 milioane de lei fără TVA. Deci vorbim cu TVA undeva la peste 8 milioane de lei, lejer. Chiar mai bine, 9 milioane de lei fără TVA, da? Bun, valoarea estimată a lucrării, 4,7 km de drum de la zero, cu toate straturile de care vi le-am pomenit. Problema este că această lucrare a fost câștigată cu ofertă, atenție, de 5,4 milioane de lei, mai exact 5.477.962 de lei. Și aveți aici aceste informații, ca să nu ziceți că vorbim prostii, o să vi le pună colegii pe ecran. Deci, diferența este de aproape 2 milioane de lei, doamnelor și domnilor. Deci 2 milioane de lei. Eu cred că a fost o lucrare sublicitată și s-ar putea ca și aici să fi fost marea problemă, în sensul că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Când vii și proiectantul spune că o lucrare costă 10 lei și tu, licitându-o, duci la 7,50 lei, ca să zic așa, să facem o comparație, păi nu știu cum să zic, înseamnă că s-ar putea sau există și această variantă ca lucrările să nu mai fie de calitatea care ar trebui să fie și ca să scoți și tu profit ca firmă, să sari anumite etape, pentru că diferența este mare. Repet, 2 milioane de lei înseamnă foarte mult. Nu pot să-mi dau seama pentru că de ce s-a ajuns aici. Noi am încercat să-l contactăm pe reprezentantul firmei Inrom, fiul fostului patron, în emisiunea de iunie. Secretara ne-a promis, am lăsat și numărul de telefon, că să nu contacteze domnul respectiv, dar nu s-a întâmplat acest lucru, a fost alegerea dânsului. În schimb, din ce știm noi, există un proces acum, pentru că primăria, zic eu, s-a mișcat destul de greuț, pentru că problemele au apărut destul de repede, deci în 2016, în mai, a fost făcută inaugurarea acestei rute ocolitoare a orașului, Roma Est, iar după câteva luni au apărut primele probleme. La un an deja erau probleme și mai mari, după 2 ani și mai mari și mai departe. Este greu de înțeles cum un drum care, iată, are 3 ani de când a fost dat în folosință, să arate în halul ăla. Atenție, să arate în halul ăla. Este greu de înțeles, dar explicabil. V-am spus, e foarte probabil ca faptul că a fost sublicitată lucrarea să se fie ajuns la o calitate mai proastă a lucrărilor, sau poate s-a întâmplat altceva, dar noi nu suntem anchetatori să stabilim acest lucru, pentru că nu știm dacă au fost și alte aspecte pe care nu le cunoaștem, dar le bănuim sau le putem suspectăm pe unii sau pe alții. Cert este că sunt foarte multe persoane care au semnat și au fost implicate în acest contract. Fostul primar, actualul primar, văd că și el este aici la criterii de calificare, situația personală a operatorului economic, cum suficiențe referitoare la înscrierea registrului comerțului sau profesiei, descriere, în fine. Și domnul Ovidiu Bojescu, administrator public la acea vreme și așa mai departe. Adică au semnat, nu că ar fi responsabile de această situație. Deci primăria, zic eu că s-a mișcat foarte greu și a acționat în instanță firma Inrom și Darkons la pachet abia acest an, după ce au fost parlamentări, din câte am înțeles, oamenii au discutat, au avut o felul de discuții, hai, nu vrei să o repari, cred că cei de la Inrom au spus nu o reparăm că nu-i vina noastră și iată că am găsit într-adevăr în iunie 2013 a fost
al judecat atribuită această licitație. Bun. Și iată și procesul, cum ziceam, primăria dată în judecată la Tribunalul Neamț, firma Imrom S.A. și firma Darkon S.R.L. părât, e un proces cu obiect obligația de a face. Acțiunea a fost deschisă în februarie, da? Data înregistrării în octombrie, dar primul termen a fost în octombrie 2018, primul termen a fost alocat, fixat în luna februarie 2019, pentru că primăria a spus așa, arată drumul foarte rău, hai să reparăm, hai să perioada de garanție, nu că orice lucrare are o garanție, sau chiar cred, zic eu, și după perioada de garanție, în cazul în care se constată că au fost gafe majore ale constructorului, te poți îndrepta în instanță, poți să te dai în judecată pe oricine, oricând și pentru orice. Asta este adevărat. Dar poți să dai în judecată pentru calitatea mixturii asfaltice, poți să dai în judecată pentru multe, multe lucruri, nerespectarea proiectului. Nu știu, n-am văzut exact despre ce a fost vorba în toată această, în acest proces, pentru că nu avem acțiunea, însă, primăria vrea într-un fel ca Imromul să suporte costurile reparației acestui drum. Imromul spune că nu suntem noi de vină și uite așa, în timp ce ei se ceartă pe banii dumneavoastră, nu să vă rupeți mașinile pe acolo, pentru că una, două, trei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deci au fost 6 termene până acum, următorul este pe 13 noiembrie, iar la ultimul termen din 11 septembrie, iată că și perioada așa între termene este din aia la 2 luni, dacă se poate, pentru că antepenultimul termen a fost în 26 iunie, deci iunie, iulie, august, septembrie, deci aproape 4 luni și jumătate, bine a fost și vacanța judecătorească, însă avem așa. Pune vedere reclamantului să depună la dosar reclamantul, adică primăria, documentația prealabilă care a stat la baza încheierii contractului de dus judecății, documentația ulterioară încheiată pe parcursul derulării relațiilor contractuale, concluzii scrise cu privire la excepția lipsei calității procesuale pasiva părătorii Darkons. În 5 iunie 2019 a fost cerut acest lucru, iar în 11 septembrie, la ultimul termen, a fost amânată judecarea cauzei pentru plata onorarilor și efectuarea rapoartelor de expertiză. Deci, să zicem că dacă sunt rapoarte de expertiză, poate sunt mai multe, adică nu două, fi și o expertiză tehnică, aia de care vă spuneam la începutul emisiunii și dă Doamne să fie așa, pentru că vă spun, s-ar găsi răspunsul la foarte multe întrebări. Expertiza tehnică ar stabili clar dacă avem acolo tot ce trebuie, ce scria în proiect, în proiectul acestui drum, ceea ce e foarte important, și studiu geotehnic pentru a stabili dacă într-adevăr ceea ce declară și afirmă reprezentanții firmei Imrom, nu dacă și ceilalți, dar cunosc că sunt probleme cu terenul, stabilitatea lui este sau nu adevărat. Să știți că am încercat și am întrebat la primăria Roman, pentru că cred că ar fi fost bine să se întâmple, să avem un dosar penal aici, nu spun eu că, dacă să știți că dacă avem un dosar penal, este un dosar penal, nu înseamnă că cineva este vinovat. Să facă niște cercetări adevărate și am întrebat-o pe doamna Claudia Matei, domnișoara Claudia Matei, care este consilierul personal al primarului Lucian Micu, și am întrebat-o dacă primăria a depus o plângere penală împotriva constructorului arterei Roman Est și răspunsul a fost că doar l-am acționat în judecată, funcția rezolvată expertizei se va decide ce urmează să facem. Deci cam asta este, nu a fost depus o plângere penală din partea primăriei, deși cred eu că ar fi trebuit să o facă, repet, dacă nu, cred că ar fi trebuit să se autosesizeze autoritățile la câte emisiuni și câte știri au fost realizate de către jurnaliștii din Roman, unul la mână, doi la mână. A fost și o sesizare a unui politician, dacă nu mă înșel, dar spunea respectivul politician că nu mai știe nimic de acea sesizare, că n-a primit niciun răspuns și nu este un oarecare, să zicem, vorbind de un parlamentar, dar dacă ei tratează oameni care au, să zicem, anumită calitate în felul ăsta, la ce să ne așteptăm din partea unora ca ei, apropo de tratamentul pe care îl aplică unor cetățeni simpli din această țară. Da, cred că a fost bine că am reluat acest subiect și cu siguranță peste 4 luni o să fie iarnă, dar dacă nu o să fie zăpadă, cu siguranță o să fim din nou pe artera Romanes. Dacă nu, imediat cum o să apară ghiocei, o să mergem acolo și o să vă arătăm și o să ținem foarte aproape de acest subiect, pentru că este de interes major pentru romașcani, fără doar și poate. Și poate, zic eu, dacă toți suntem cu poatele ăsta, toți sperăm și poate speranța ne va da
știu eu, și vești bune, să spunem așa, în sensul că ne vom aștepta sau ne vom întâlni și cu lucruri mai plăcute, între ghilimele, bineînțeles, că neplăcute pentru alții, poate vom afla în curând că cineva face investigație aici să stabilească dacă nu cumva s-au întâmplat și alte lucruri care n-ar fi trebuit să se întâmple. Și vă dați seama la ce mă refer. Mă refer la niște aspecte care au așa iz penal. Iar în încheiere vă las să o ascultați pe doamna domnișoara Claudia Matei, pentru că dacă nu s-a întâmplat absolut nimic în perioada, în intervalul ăsta, de când am discutat cu dânsa, am și întrebat-o să înțeleg că ceea ce am vorbit în vară la sfârșitul lui iunie este valabil și acum, răspunsul a fost da. Zic eu că noutatea ar fi doar asta, că din de atunci până acum a mai trecut un termen. Deci noi am vorbit la sfârșitul iunie, 28-29 iunie, și de atunci procesul ăsta care e pe rolul Tribunalului Neamț a mai avut un singur termen, pe 11 septembrie. Deci nu s-a întâmplat nimic. Pentru că așa se mișcă lucrurile în România. Cu încetinitorul, când există interes să se miște cu încetinitorul. Dar poate de Dumnezeu și adevărul o să iasă la lumină și o să vedem și noi ce s-a întâmplat acolo. Cine se face vinovat de situația acestei artere ocolitoare în care s-a investit o sumă impresionantă, importantă, să spun așa, și șoseaua arată cum arată. Punem punct aici, urmăriți și punctul de vedere al primăriei Roman. Până la următoarea întâlnire vă spun la revedere, numai bine, o seară bună să aveți! Bună ziua, ne aflăm la primăria Roman, în biroul domnișoarei consilier Claudia Matei, consilierul primarului. Și cum vă promiteam, unul dintre consilieri, că sunt mai mulți, bineînțeles, dar nu sunt, am înțeles, cel mai apropiat consilier al primarului, adică consilierul personal. Personal? Doi personal. Pe imagine. Și cum vă promiteam în filmarea pe care am realizat-o pe șoseaua de centură Roman Est, iată că am ajuns la primărie pentru a obține niște răspunsuri pe care cu siguranță și noastră vi le doriți foarte mult, așa cum și noi, bineînțeles, pentru că suntem obligați prin natura profesiei pe care o avem. Bine, interesul major este clar. Toată lumea își dorește să circule pe o șosea de centură ok, nu pe o șosea de centură care arată cum arată în momentul ăsta, jalnic. Vorbim de o șosea de centură peticită toată, ruptă, cu denivelări, pe o porțiune de, într-adevăr, 4,7 km, cum spunea și noastră. Vorbim de la intersecția cu drumul 207, drumul județean 207-a, până la sensul giratoriu de la Dedeman. Arată îngrozitor. Bine, noi nu avem documente, de exemplu, nu știm care a fost soluția tehnică adoptată acolo, ce am găsit pe teren ca și idee și nu informații de cancan. Sunt bucăți de asfalt care sar cam ușor. Nu știu dacă există patul ăla de balast, să stabilească expertiza. Nu știu, de exemplu, dacă există piatra concasată, dacă există stratul de 6 cm de asfalt, stratul de uzură se pare că e. Nu știu dacă are 4, că n-am avut ruleta cu mine. Însă, revenind, cert e că e o problemă acolo, este o investiție care a fost inaugurată acum 3 ani, da? Mai 2016. Corect. Și a început să dea rateuri sau să apară primele probleme în februarie 2017. Am găsit o declarație a domnului fost primar de Roman, domnul Dan Laurențiu Leoreanu, care spunea în 2017, cred că prin februarie-martie, că într-adevăr a luat cunoștință de problemele care au apărut pe acea porțiune de șosea de centură și că s-a luat legătura cu constructorul, reprezentanții firmei Imrom S.A., care au promis că vor interveni, nu cu peticială cum s-a întâmplat, să intervină și să facă lucrarea așa cum scrie la carte. Iată că au trecut 3 ani aproape de când și domnul Leoreanu a făcut această declarație și nu s-a întâmplat nimic. S-a ajuns la un litigiu. Ce s-a întâmplat? S-a ajuns la un litigiu. Păi, deja s-au luat anumite măsuri. Credeți că îi mângâie pe oameni foarte mult faptul că s-a ajuns la un litigiu? Dar altă soluție care era atâta timp cât constructorul nu vrea... Păi, ne spuneți noastră dacă există perioada de garanție. Bineînțeles. Da, discutăm. Haideți să o luăm de la început, da? Contractul a fost semnat pe 4-7-2013, cu termen de finalizare finele lui 2016. Așa cum bine spuneați, în luna mai a fost făcută recepția la finalizarea lucrării. La momentul acela vorbim de porțiunea de 4,7 km. Exact, numai despre asta. Vorbim care sunt probleme. Și vorbim de recepția la fără finalizarea... Fără de cucutei de J207. Exact. Acolo deocamdată nu a fost. Nu sunt probleme, într-adevăr, drumul exact. Este în regulă. Bun. La data de mai 2016 s-a făcut recepția la finalizarea lucrărilor. Atunci s-a constatat că totul este în regulă. Un an mai târziu, cum spunea, sau 6-8 luni mai târziu, pe data de 1 martie 2017 a fost făcută prima notificare către constructor
care a fost atenționat că există anumite probleme la, pe carosabil și trebuie să intervină. Ceea ce firma, de fapt cele două firme responsabile de acest contract, două firme în asociere, una fiind lider, a efectuat acele reparații. Următoarea notificare se face pe data de 2 mai 2018, la un an diferență, când constructorul refuză să mai repare, considerând că nu este treaba lui și nu face parte din contract. Acele probleme nu fac parte din contract. În baza acestui refuz, din pe data de 2-5-2018, Primăria Municipiului Roman deja a început să facă reparațiile pe cheltuiala sa, iar în aprilie 2019 are loc o întâlnire cu proiectant, cu executanții, cu toți specialiștii din primărie, inclusiv dirigentele de șantier al nostru, în care proiectantul, după acea întâlnire și după discuțiile care s-au purtat la nivelul instituției, a venit cu o fișă care este înregistrată în momentul acesta, inclusiv la instanță, în care a cerut efectuarea unor analize de laborator. Din punctul său de vedere, proiectantul spune că proiectul a fost întocmit corect și atunci trebuie să se vadă dacă la constructor acele probe de laborator sunt conforme cu ceea ce s-a trecut în proiect. Noi mai târziu, pe 19.10.2018, am înaintat cererea de chemare în judecată a firmelor și suntem acum în litigiu. Deci din octombrie au fost 4 termene, urmează următorul în septembrie. Înțeleg că ieri în instanță ceva pot spune. Noi am cerut o expertiză de la drumuri și poduri, da, și inclusiv instanța de judecată a solicitat în plus și un studiu geo, o expertiză geo, care să relieveze dacă terenul este confort. N-a fost făcută o expertiză înainte de... Ba da, noi avem o astfel de expertiză, se cere la acest moment nu numai expertiza pe drumuri și poduri, se cere și expertiză geo. Instanța a solicitat lucrul acesta și mai mult... Dacă sunt probleme cu terenul. Exact. Dar înțeleg că din expertiza care există la dosar nu ar fi probleme cu terenul și o la momentul acela, la momentul acela nu exista. Acum vedem dacă se confirmă sau... Nu sunt eu specialist, n-aș vrea să-mi dau... N-aș vrea să-mi dau cu părerea, atunci va stabili instanța cine este vină, dacă este de vină natura, dacă este de vină constructorul care nu a respectat. Sau Dumnezeu. Sau, da, poate a fost. Și încă un lucru foarte important, instanța tocmai a dispus ca aceste două expertize să se facă o lucrare comună pe expertiza de drumuri și cea geo, nu separat, astfel încât să se înțeleagă adică să clar fie care... același executant. Cel care face expertiza de drumuri, echipă. Asta înseamnă expertiză pe drum, prelevare de probe, nu? De mixtură, da. Să vedem dacă avem straturile cum scrie la carte, corect. Pentru că... Ce vă spuneam și din partea proiectantului. Bun, spuneți-mi o chestiune. Spuneți că a fost a doua parte, o altă licitație separată, n-am știut. Vorbim de o asociere de firme, Lider Imrom. Lider este Imrom, da. Iar Darconsu sub antreprise sau asociat? Este în asociere, da. Liderul este de asociere, este Imrom. Atât mai este de precizat faptul că recepția finală n-a fost semnată. N-a fost semnată? Nu. Deci recepția finală la... Cum a fost inaugurată lucrarea? Sunt două feluri de recepții. Recepția inaugurarea festivă cu... Exact. Dar nu este inaugurarea festivă, o spuneți dumneavoastră, dar oamenii trebuie să înțeleagă corect. De exemplu, eu am de făcut o masă. Eu am predat-o, ei ofer termen garanție 5 ani. Dacă masa peste 2 zile s-a stricat, tu trebuie să, timp de 5 ani să mi-o repari. Iar absolut. După 5 ani, vorbim, păi asta vreau să vă spun, vorbim este foarte despre, important. Cum să nu, păi, dar, asta dar să știți, vă spun. Știți cu ce, Primăria Municipiului Roman nu s-a... Știți cu ce imagine au rămas romașcanii, care au văzut, l-au văzut pe domnul fost primar Leuranu la televizor, că lucrarea este finalizată... Eu nu vreau să vorbesc despre ce s-a întâmplat în trecut, eu vă spun în momentul acesta... Deci proces verbal de recepție nu există semnat. De recepție finală. De recepție finală. Există un... Proiect, dar nu, la fiecare lucrare se semnează un proces verbal de recepție la încetarea lucrărilor și un proces la finalizarea contractului. Care să înțeleg că este era finalizată lucrarea. Păi este finalizată, nu ne înțelegem. Da, spuneți. După ce s-a finalizat lucrarea, se mai acordă un termen de 5 ani de garanție. Absolut, există păi de 5 ani de garanție. 5 ani de garanție, firma era obligată să efectueze toate. Da, și după 5 ani, preda lucrarea în stare funcțională, exact ca în 2000. Eu înțeleg foarte bine și știu ce vorbesc, domnișoara Claudia. În momentul în care a fost terminată lucrarea, s-au semnat niște documente acolo. Bineînțeles, există acel... Că există perioada de 5 ani de garanție pe care constructorul este obligat. Orice lucrare în această țară, îi se acordă o perioadă de garanție. Dar el, la acel moment, era funcțională. Au fost și de la presă, dacă tot spuneți că ați urmărit presa, există imagini cu starea drumului în perfectă funcțională. Bineînțeles, asta imediat după, da. Imediat după, corect, la 9 luni sau...
Da. Pe parcurs au început să apară probleme. Deci a fost o asociere de firme, am înțeles. Au existat discuții între reprezentanții primării și cei ai societăți? Evident, asta vă spuneam, da, inclusiv cu proiectantul. Cu proiectantul și pe asta a spus. De ce cei de la Imrom sau ce argumente aduc atunci când afirmă că nu este vina lor? Astea sunt argumentele, că ei au respectat proiectul și că mai departe nu este vina lor pentru stadiul în care s-a ajuns cu această șosea. Puteți să întrebați în continuare pe dumnealor. Noi avem aceste schimburi de adrese, dar noi nu vorbim aici pe ce s-a auzit sau pe ce credem fiecare. Există un schimb de adrese, noi am cerut remedierea, ni s-a dat un refuz clar din partea constructorului, de aceea am și ajuns în instanță. Pe cheltuiala constructorului de câte ori s-a intervenit? Păi nu, s-a intervenit din 2018, de atunci până în prezent. Noi am executat garanția în luna 5 a 2019, garanția celor două firme depuse pentru această lucrare, în valoare de aproape 87.000 de lei, 86.800. 860 milioane vechi. 860. 8 miliarde vechi atunci, 860 de mii. 86.000, 882. Înseamnă da? 860 de milioane vechi. Nu e o sumă extraordinară, mă gândeam cu 160 de mii. Da, păi dacă știți... Cu 86 de mii, nu știu cât ați peticit pe acolo. Nu, am peticit. Până în acest moment s-au băgat 200 de tone, în anii 2018 și 2019. 200 de tone de mixtură asfaltică? Da. În 2018-2019? Da. Pentru că în 2017 a efectuat firma. Deci au acceptat în 2017. Bineînțeles, eu asta vă spun. Înseamnă că și-au asumat totuși. Pe 2 mai 2018 au refuzat să mai facă altă cheltuială, dar valoarea deprecierilor pe care Primăria Municipiului Roman, prin specialiști la Direcția Tehnică, o au asupra acestui contract sau ceea ce a rămas în urmă, este de 2,5 milioane de lei. Ar fi valoarea, să spunem, deprecierilor pe care noi le-am constatat. Putem spune de un prejudiciu. Putem spune, dar instanța este cea care va stabili, adică în baza acestei expertize. Noi, ca și specialiști din primărie, dirigintele care au urmărit această lucrare, a anunțat constructorul că valoarea deprecierilor ar fi la această valoare, dar încă o dată instanța va fi cea care va stabili exact care este prejudiciul. Aveți idee dacă lucrarea este asigurată? Pentru că mă gândesc la varianta, știți foarte bine, este în garanție, dar mă gândesc la varianta că în 2 ani cât ar putea să dureze acest proces, firma liderului ar putea să intre în faliment, bine, mersi. Situație în care primăria ar putea să fluiere vorba românului. Bun, nu credem că intră în faliment niciuna dintre există cele și două firme. Da, există. Nu vorbim de firmă, de două firme. De două firme, da. Ele da. Sunt în... Probabil că la un moment dat... Ambele responsabile. La un proces între cele două, că fiecare... Asta nu mai interesează Primăria Municipiului Roman în momentul în care... În momentul în care instanța a stabilit că ori primăria este vinovată, ori constructorul, până nu ne interesează care dintre cei doi constructori este mai vinovat decât celălalt. Noi ne recuperăm în momentul la paguba sau, depinde ce spune instanța, care este, asta chiar n-aș vrea să comentez, instanța solicitând cu atât mai mult cât au acceptat și obiectivele să stabilească care sunt deprecierile, care sunt cauzele, care sunt evaluarea despăgubirilor, adică instanța, toate aceste obiective ni le-au asumat. Instanța pe baza unor expertize, că nici judecătorii nu sunt specialiști. Nu, când spun instanța și expertize, pe baza celor două expertize, exact, pe drumuri și poluri și pe ceea ce înseamnă, sigur. Să vedeți cât o să dureze, să dea Dumnezeu să dureze cât mai puțin, pentru că au fost procese care durează de ani de zile. Bun, fiind în octombrie 2018 depusă cererea de chemare în ștecată și suntem la al cincilea termen, eu spun că pentru merge destul de, un de an bine, spune merge, da, merge da. Într-un ritm. Ce spun specialiștii din primărie despre această lucrare? Nu, am discutat cu specialiștii, noi discutăm pe baza unor date clare, adrese, nu așa cam... Fără, nu, la colțul, nu, la colțul, nu? Cel puțin uite, ceea ce mă privește, n-aș vrea da. Să comentez. Licitația a avut loc a fost publicată pe SEA? Da, în mod sigur la valoarea aceasta... Simplificată, publică, de care a fost mușită licitația? Cred că a fost la valoarea asta, cred că a fost valoarea, publică. Da. Normal că publică. Valoarea 5,9 milioane de lei, dacă nu mă înșel, nu? Da, am aici 5,4 plus TVA și mai este și o anexă la acest contract. Pentru că știți, TVA-ul de la 24 s-a redus la 20%. Am înțeles. Ulterior. Și s-a modificat puțin acolo. Da. Aveți și contractul. Cum să nu? Ce scrie, dar consul în asociere, da? Poate îmi da și la cum să nu. Vă mulțumesc foarte mult, o să-l citesc acum, dacă ne dați o copie, este excelent. Și aș vrea să vă mai întreb, pentru că noi am mers prin oraș, am promis, normal, cu problemă și ceva telespectatorilor, că o să facem
un reportaj și despre străzile de pământ din orașul român, am făcut despre drumurile județene și am zis să nu rămânem cumva datori. Și într-adevăr sunt și în Roman multe străzi de pământ, străzi neasfaltate și mi-am adus aminte că există sau există acel slogan în campania electorală, nu? Până în 2020 nici o stradă fără asfalt. Da, da. Și suntem în 2019. 2019. Deci să venim în 2020, nu, unde nu, mai nu, sunt nu, nu, nu. Nici, cred că nimeni din primăria municipiului Roman sau din nicio primărie din această țară n-ar trebui să-și dorească să încheie aceste promisiuni fix cu o lună înainte de alegeri. Cred că oamenii deja nu-și mai doresc astfel de lucruri. Este clar că la primăria municipiului Roman nu așa merg lucrurile și promisiunile rămân promisiuni. Da, sunt câteva lucrări în desfășurare, însemnând că pe proiectul demarat în urmă cu 2-3 ani pe cartierul Lipovenesc, Petru Rareș, acolo unde încă mai este puțin de lucru, a spune eu, pentru că mai vorbim de o singură stradă care mai trebuie să fie racordată la canalizare, trebuie să înțelegem că sunt 6 sau 7 străzi, dacă nu mă înșel, care niciodată nu au avut canalizare și primul pas a fost acesta, de a pune canalizarea, și înțeleg că deja licitația pentru asfalt, contractul este deja semnat, la finalul lunii mai, cred că a fost semnat, astfel încât imediat când s-a terminat rețeaua de canalizare, firma are tot ceea ce trebuie să înceapă lucrările de asfaltare în cartierul Petru Rareș. Apoi mai vorbim de cartierul Bălcesc, un alt cartier unde nu a existat asfalt. Anul trecut, dacă nu mă înșel, au fost 3 sau 4 străzi ce au fost asfaltate, iar anul din bugetul local, pentru că nu am reușit. Avem 2 proiecte europene, inclusiv pe cartierul Petru Rareș și inclusiv pe cartierul Bălcescu, care prevăd modernizarea școlilor și a tuturor străzilor adiacente. Din păcate, până la acest moment, cele 2 proiecte pe fonduri europene nu au trecut în evaluare, nu au fost încă evaluate. Adică suntem încă în stand-by cu ele, așa cum și pentru zona cinematografului Unirea. Aveam la fel toate străduțele din zona aceea, tot pe un astfel de axă puteau fi refăcute. Acum, pe împrumutul bancar care a fost contractat în urmă cu 2 ani, de atunci au fost prinse mai multe străzi din cartierul Bălcescu pentru a fi asfaltate. Acum știu că se lucrează pe Mărului, pe Pescarilor și pe Ogniței. Mai lucrați cu firme pe care le-ați avut în proiectul ăsta pe ocolitoarea Roman Est? Dacă mai avem acum contract de rulare, din câte știu eu, nu. Cel puțin pe cele 2 lucrări de care v-am vorbit din cartier și așa, nu aceste firme se ocupă. Văză alte firme, am înțeles. Care au participat la licitație, au câștigat. Ok, bine. Vă mulțumim foarte mult pentru amabilitate și sper să ne revedem, să discutăm puțin și despre raportul al Curții de Conturi. Sigur. Într-o bună zi. Da, sigur. O zi bună. O zi bună. Mașinile, domnule, fac Italia, Germania cu mașina asta. Deci eu fac drumul ăsta zilnic. Dar uitați-o, vreau să spun. Rup mașina în două.